Bună, dragi prieteni, bine v-am regăsit la canalul meu, Flav, Studio Radio Porumbei. Astăzi vreau să vă prezint noua mea ulubiță, generoasa Voyageur. Uitați, avem aici o ulubiță din rasa Voyageur. Am cumpărat-o. Ea acum este cam slăbită. Și o ies slab. Așa, ia, este o rubiță. Opa, opa. Așa. Ia, o să o numesc Pistrița. După cum se vede, are foarte, foarte multe culori și este pus la împerecheat. Am pus-o la împerecheat cu un mascul de-al meu. Este foarte slab. Nu știu, dar la mine o să o duc cât mai bine. Trecem la următorul luboi care e în pereche cu ea. Adică nu în pereche, care este cu ea în cușcă, încă nu s-a împerecheat. Așa că o băgăm pe ea în cușcă și aducem luboiul. Ai mei care sunt au aripi tăiate. Așa. Ai mei au aripi tăiate, un luboi din rasa Voyageur. Uitați, foarte frumos. Este un fel de griu ceva. Nu știu ce. Sigur. Așa. Uitați, este. El avea aripi mari, dar eu i-am tăiat aripile, am zis că dacă îi scap, op, op. Dacă îi scap cumva să nu se ducă înapoi, eu vreau să-mi scot doar niște pui de sub ei. Că pe ei nu pot să le dau niciodată drum la zbor pentru că o să pleci înapoi. Sunt bătrâni. Acum o să mergem la următoarea. O să-i dăm drumul la uluboi. Închidem înapoi. Așa. Și luăm următorul de aici. Din partea aceasta la altă. Așa. Aici avem tot așa un mascul. Aici avem un mascul care este pus la împerecheat cu o ulubiță albă. Trebuie să vă arăt nasul așa. Este pus la împerecheat cu o ulubiță albă. Asta nu este chiar slab. Ușor, 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 ușor. Acesta. Acesta e ușor, ușor. Opa, așa. Este agitat, dar nu știu de ce. Cred că vrea înapoi la lupiță. Îl punem acum înapoi. Încerc prin lupiță. Așa. Uitat că am prins această zburătoare mică. La această ulubiță, ușor, ușor, este pui. După cum se vede, este pui. Este albă. N-au aripli cum sunt tăiate. Opa! Nu pot să-i le prind, fiindcă sunt tăiate. Aceasta este ulubița. Împereche cu uluboiul acela, încă nu sunt împerecheați. Și mai am o singură ulubiță. Aia care era în episodul trecut cu masculul, care vi l-am arătat amaintea. Asta este
o lubiță albă și mai am una cu pată. Așa. O să vă arăt imediat. Îi dăm drumul înapoi la această lubiță foarte frumoasă. Așa. Așa. Și acum să scoatem o lubiță. Care v-am zis, nu știu sigur, dar eu zic că este o lubiță. Așa. Așa. Este o lubiță de dimensiuni mai mari. Uitați că nu pot să prind. Este foarte agitate. Poate o fi fost pisicile pe la curs la ei. Uitați că s-o prind bine. Așa. Porumbei când îi ții în această poziție nu mai sunt așa agitați. Este o femeie, eu zic. Tare mă trebuie să nu fie urbăi. Când ții în această poziție, urubii nu se mai zbat. Așa ta. Uitați. Uitați, are pată. Este de voi în jur. Uitați, este voi în jur, eu zic că e urubiță. Așa că cam atât a fost cu acest videoclip. V-am prezentat porumbeii mei din afacere. Nu afacere, de fapt, ci afacere cu 5 porumbei. V-am arătat porumbeii mei care ia. Așa că să nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Așa că o să ne revedem cu alți noi porumbei sau când o să se împerecheze porumbeii și o să-mi scoate ouă, atunci o să ne mai revedem. Așa că nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu.